Am pregătit o supă cremă de mazăre cu nucșoară, în care am folosit smântână, albat și unt. O să vă povestesc și despre asta. Am pregătit două deserturi, o plăcintă grecească, îi spune bugața, în care am folosit smântână, dulce, lapte, unt și o terină de iaurt cu lămâie și sos de căpșuni, în care am folosit tot așa iaurt, smântână, dulce. Da, o nebunie. Foietajul, da, ungem tava, aranjăm filo. Da. Foietaj filo, cu unt, două tări, după aia, iarăși cu unt și îl încrețim ca pe acordeon, da. Da, punem în tavă. Cam ca la plăcinta dobrogeană, așa, nu? Cam ca la plăcinta dobrogeană. Da, am aranjat acordeonul în tavă, la cuptor, la 200 de grade, 20 de minute. Între timp compoziția, lapte, smântână, lapte 3,5, smântână 30, smântână dulce, unt 82, ouă, da, se amestecă, vanilie, păstaie de vanilie, da. Se amestecă. Scoatem acum foietajul din cuptor, venim cu compoziția peste și intrăm iarăși la cuptor 20 de minute, 180 de grade. Și este această minunăție care la sfârșit o terminăm frumos cu zahăr pudră, da? Și scorțișoară. Foarte tare. E un desert pe care îl recomanzi în restaurante? Da. Da? Da. Sigur, nu ratează. Aici avem o terină de iaurt cu lămâie. Da? Sos de căpșuni și un pic de mentă. Ei, iarăși aici foarte interesant. Deci, multă lume confundă cu panna cotta. Nu este panna cotta, că panna cotta e cu smântână gătită. Panna gătită. Ei, aici a intervenit, a fost nemaipomenită smântâna de 30 de grade. Aici a fost fantastică, deci mi-a ținut, mi-a stat băț, lucioasă, elegantă. Vă invit să o degustați, e o minunăție. Mai avem aici supa cremă de mazăre, iarăși cu untul și smântâna Horeca Top. Uitați-o, o să o gustați, e fină, a ținut. Nu s-a scurtuit. Aplauze pentru Siso, doamnelor și domnilor. Mulțumesc frumos, tare mult. Și vă aștept la...